O zi de naștere, o zi de naștere frumoasă din viața doamnei Rodica și din viața familiei dumnei. Astăzi suntem la Borogan împreună cu soțul doamnei Rodica, suntem cu Petrica aici și mergem să o felicităm și să ridicăm dispozitiv. Alinuță? Mergem și pentru dânsa, de ceva? Doamna Rodica! Doamna Rodica! Nu se neamă, doamna Rodica! Păi, Petrica, dar unde să pui tu tortul? Ia până aici, și fac un... Nu, fac un aici. Oh, mai ia așa. Nu, scap. Doamna Rodica! Eu vreau voi să mă ajutați cu ceva, dar veniți aici unde vin. Toți, veniți și voi. Veniți și voi. Când iese doamna Rodica, îi cântăm cu toți la mulți ani. Doamna Rodica, bună ziua și Hristos a înviat. Hai luați ceva în picioare și veniți aici, vă rog, și invitați toți oaspeții, toți care sunt în casă. E frumos afară, păcat să nu stea în monogradă. Doamna Rodica, stimata noastră doamnă, cineva ne-a șoptit că dumneavoastră astăzi sărbătoriți ziua de naștere și mai cu curaj veniți în plan, veniți mai aproape, căci vrem cu toți invitații dumneavoastră și copilașii acestea frumoși să vă spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la Rodica să trăiască, Rodica să trăiască, la mulți ani. La mulți, mulți, mulți ani, doamna Rodica, și la multe aplauze în partea noastră. Soțul trebuie să fiu aici, doamne ferește, să se răsune cu stricase. Lasă-mă, nu-i alevă, mășoleac. Veniți, doamna Rodica, mai în centru grăsii, pentru că sunteți astăzi principală, sunteți vedeta, mai aproape. Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, noi vrem să vă felicităm, să vă aducem cele mai sincere urări de bine, să aveți mereu noroc în toată, să fiți din ce în ce mai iubită, mai respectată, mai apreciată de cei ce vă înconjoară. Să vă bucure copiii, să vă bucure soțul, să vă bucure nașii, de ce nu, că sunt aici prezenți, să vă bucure și fiinii. O să mai fie oaspeți și mai târziu, dar până atunci bucurați-vă de cei prezenți și bucurați-vă de surpriza care vă este pregătită de cineva care vă duce dorul, de cineva care apreciază munca dumneavoastră la justa valoare, de cineva care, dacă ar avea posibilitatea să-l teleporta acasă, să vă strângă tare în brață, să vă sărute și să vă spună la mulți ani. Și să vă spună clar lucru, că vă iubește. Dar suntem noi aici pentru acest lucru, suntem noi aici pentru a vă oferi câteva daruri trimise de acele persoane, dar înainte de a vă oferi primul cadou, vreau să vă dau o întrebare. Cine credeți că vă felicită și cine credeți că ne-a trimis pe noi astăzi aici? Feciorașul. Cum îi spune la feciorașul? Oleg. Răspunsul dumneavoastră este călduț, dar imediat aflăm dacă e fierbinte. Până atunci vreau ca invitații să aplaude tare și eu să vă ofer acest buchet. Un buchet colorat, o combinație de verde cu roz și cu un miros puternic ca cei bujori. Așa miroase și dragostea astăzi, că astăzi se simte ca niciodată dragostea copiilor față de dumneavoastră.
Și vreau să extragem încet, eu nu mai aproape, vreau să extragem încet ce găsiți acolo. Avem întâi de toate acolo o carte de vizită, dar ăștia suntem noi, o să vă facem fotografii la sfârșit și o să ne dați mesaj să vă le transmitem. Dar întâi de toate, aici e așa un bilețel, ce ne spune? Un buchet deosebit pentru doamna deosebită. Și dacă bilețelul are dreptate, dați-i dreptate cu aplauze. Numai Fina aici ne susține. Ai încă o dată, Fina, cu mine. Bilețelul primul și al doilea. Iar al doilea ne spune așa. Dragă mamă, astăzi e o zi specială. O zi în care sărbătorim cei doar 42 de ani de viața tăi. La mulți ani, mama mea dragă. În toți acești ani, ai fost mereu alături de mine, oferindu-mi dragoste, sprijin și înțelepciune. Îți sunt recunoscător pentru tot ce ai făcut și continui să faci pentru mine. Ești cea mai puternică, iubitoare și dedicată persoană pe care o cunosc. Îți doresc ca această zi să fie la fel de minunată și specială ca și tine. Să ai parte de sănătate, fericire și momente de neuitat alături de cei dragi. Să te bucuri de fiecare clipă și să știi că ești iubită și apreciată mai mult decât cuvintele pot exprima. La mulți ani, mamă, să fii mereu înconjurată de iubire și să ai tot ce este mai frumos în viață. Te iubesc de tot sufletul. Cu dragoste și recunoștință, Oleg, Rusalina și nepoțica Amelia. Bravo, bravo, bravo! Un mesaj scris de cei dragi din dumneavoastră, și anume Oleg, Rusalina, nepoțica Amelia, tot a contribuit aici. Am început cu buchetul și o să continuăm cu ceva mai dulce. Vreau să veniți să-i dați întâi de toate buchetul Finei sau soțului, cui vă este mai comod, și să veniți aici să încercăm să deschidem această cutie. Avem aici ceva dulce. Hai să încercăm să deschidem cadoul pe a dumneavoastră, nu e al meu. Eu vă ajut. Așa. Avem aici un tort personalizat pe care scrie la mulți ani, iubită mamă, colorat cu un roșu aprins, culoarea specifică lunii în care ne aflăm, este luna căpșunilor. Și nu degeaba acest tort este o inimă, pentru că într-adevăr mă iubește foarte mult Oleg. Acest desert și niște lumânări, bate vântul, dar nouă totuși o să ne reușească să le aprindem și să vă cântăm încă o dată la mulți ani în timp ce ardă lumânările. Dumneavoastră, gândiți-vă la o dorință, cam ele se sting, dar pe noi nu ne încurcă să vă spunem la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani. La mulți ani să trăim. Lumânările au ars, eu cred că dumneavoastră v-ați gândit acolo la o dorință și fie ca acea dorință să se îndeplinească în timp cât mai rapid. La Marodica, în tot acest timp, de acolo ne urmăresc Oleg, Rusalina, Amelia și ei ard din răbdare să audă reacția dumneavoastră în cuvinte. Mulțumim frumos.
Tortul nu poate să vină singur, el trebuie să vină la pachet cu încă ceva. El vine însoțit astăzi de... O, se aude acolo, o, înseamnă că sunt doritori de a le degusta. Alături de tort vine un vin spumant, lacrima dulce, și vă oferim cu un gând. Când veți lacrima, să lacrimați dulce. Lacrimile dulce înseamnă de fericire să fie. Aceasta este pentru dumneavoastră și mai avem ceva. Și îl poftim aici pe stăpânul casei. Cum să nu îl poftim? Pe domnul? Domnul Pietru. Hai să-l aplaudăm și pe domnul Pietru, că el merită aplauze. Pentru domnul Pietru avem ceva mai tărișor, respectiv ceva mai bărbătesc. Asta e pentru dumneavoastră. Ori îndrăzniți astăzi să desfaceți, ori lăsați acolo la un loc de păstrare până când vine Oleg. Cred că sunt îndrăzniți azi, da? Cred că vă împăcați cu el. Găsiți limbă comună. Domnule Pietru... Domnule Pietru, dar dumneavoastră pentru Oleg, ce gânduri aveți să împărtășiți? Sigur, sănătoși, în curând să vii acasă și să gândească la asta ce am dat. Am înțeles. Nu n-au cum să vă uite, căci toate drumurile duc acasă, toate drumurile duc la casă părintească. Mai avem aici invitați, avem pe Fina și eu cred că Fina vrea să o felicite frumos pe Nașa. Ce-i doriți? Sănătate, putere, răbdare și tot ce își dorește să îndeplinească, așa încet, încet, dar până la urmă. Și mai bine. Mulțumim frumos. Mergem mai departe. Avem aici pe Naș. Care mai vorbăreți? Nașa? Cum vă numiți? Domnul Vasile, ce doriți, doamne Rodina? Doresc la fiera noastră o viață fericită, lângă Fienu, să fie împreună întotdeauna. Când am venit la dânsul Moscăției, să fie vesel, frumos, ca cum în ziua de azi, ca întotdeauna. Mulți ani înainte, fericiți și la mulți. Mulțumim frumos! Fino? Dacă domnul Vasile, a felicitat-o, cred că este și datoria mea și să spun câteva cuvinte acolo din suflet. Îi doresc pe nevastă mult sănătate, fericită, stimată, iubită. Le arzesc de chemisului să crească și alemuța mare, să o vadă fericită. Mulțumim! Și hai să o îmbrățișați așa frumos și strâns, să înțeleagă ce din așa. Și după nașa eu cred că urmează soțul să-i dea acolo un amar, 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 amar. Dintr-o dragoste curată, melodia spune că s-a născut un prințișor, dar s-a născut și o prințesă, pe nume Alenuța. Și pentru Alenuța tot avem ceva. Toată familia astăzi se face cu cadouri. Alenuța, ia uite ce are frățiorul tău, Rodica Oleg, pentru tine. Îți place ursulețul? Ia spune, spune, spune! Ia spune la microfon. Mulțumesc! Mulțumesc! Îți e dor de frățior? Da! Îl iubești tare? Da! Foarte frumos! Dacă întoarceți capul, observăm acolo tobă. N-am venit noi degeaba. Imediat dăm drumul la muzică, dăm drumul la tobă, o luăm împrenire și vreau aici să fie veselie, să chiuim. Dacă e cazul, veniți și cu pahare afară să deschideți coniacul, să deschideți șampania. Vreau să vă întreb care e melodia dumneavoastră preferată. La mine toate sunt frumos. Populară, care vă place? Aveți vreo una precis? Ceva mai vesel. Da. Nu, vesel, hai. Hai că găsim noi ceva vesel. Da.
Mulțumesc foarte, bravo! Cred că un pic ați obosit doamnul tare, mai are energie. Până atunci vreau să ascultăm o melodie frumoasă, știe spre mamă. Și avem încă o parte a surprizii, o parte care o să aprinde mult lampion și dumneavoastră o să vă puneți o dorință. Mama. Dar noi trecem mai departe. Mai, 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 mai
Mulțumim frumos pentru dans, pentru activitate, pentru chiuit, pentru șuierat, sunteți foarte bravo. N-aș un pic acolo s-a lăsat la urmă, dar iertă! Acum eu vă poftesc pe toți la o fotografie comună. O să luăm florile, tortul și o să facem câteva fotografii pentru că ele contează cu adevărat amintirile. Doamna Rodica, vă felicită în suflet cu aniversarea zilei dumneavoastră de naștere. Iubită mama, cu toată formulină, cu care mai reușit să facă un mesaj scris. La mulți ani! Cel bogat lângă pragul casei noastre, mama. Am fost buni și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în framă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat cu el în lume, mama. Patru zări am colindat, le-am trecut în lung și în lat, drumurile și acum... Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.